Prefectul Ion Constantin a dispus începerea mai multor controale la primăriile din județul Constanța, după ce o lungă perioadă de timp edilii și-au organizat activitatea fără să fie nevoit să dea socoteală nimănui. Anul acesta, activitatea de control se va desfășura în toate cele 70 de OAT-uri de pe raza județului Constanța. Primul a fost deja primăria orașului Băneasa și acolo și pe baza unor sesizări și petiții făcute, activitatea de control a fost diversificată pentru a atinge și aceste aspecte. Încercăm într-o perioadă de două zile ca în cadrul primăriilor să atingem toate activitățile pe care dumnealor le desfășoară pentru a îmbunătăți activitatea dumnealor și pe viitor și a noastră cea de control a legalității. Primul control din acest an, cel care a avut loc la primăria orașului Băneasa, a fost deja încheiat, iar raportul urmează să fie terminat în cel mult două zile. O altă localitate asupra căreia planează incertitudinea este Dobromir, ea aflându-se următoarea pe lista verificărilor demarate de reprezentanții prefecturii.